Salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou episod cu FC Dinamo, drumul nostru spre play-off, nu play-out. Continuă aici împotriva celor de la Craiova, care în momentul actual se află pe locul numărul 2, o echipă bună, o echipă în formă, o echipă solidă, cu un antrenor de renume, Pițurcă, dar totodată și cu o echipă incredibil de interesantă, de faină, cu dintre tineri, combinația între tineri, Cicăldău, Mihailă, până și jucători cu experiență. Va fi un meci interesant, suntem pe locul numărul 5, ne luptăm aici, dacă câștigăm tot pe locul numărul 5, că o să avem 28 de puncte, FCSB este înaintea noastră, dar ne consolidăm așa, încercăm să batem în cuie poziția noastră, să fim, cum am spus, în play-off, nu în play-out. Deci, hai să înceapă acest meci. Totodată am simulat meciul cu Gaz, pentru cei care sunt curioși, și am câștigat 2-1, la limită, pot să zic, dar am câștigat. Câștigat și cred că ne-am dus mai departe în cupă. Bun, și cupa este importantă că ne garantează, să zic așa, un anumit loc în barajele din Europa League. Deci dacă câștigi cupa României, ești cumva calificat pentru anumite baraje. Știi, trebuie să joci în anumite meciuri ca să te posibil califici în Europa League. Dar, hei, e important. E important și asta. Acum, hai să vedem. Am făcut o schimbare în echipă și zic eu că este o schimbare care, ca nu oricum m-am uitat, nici nu știu, bă, mi-a venit așa să mă uit pe la jucători ce mai aveam pe banca de rezerve și m-am uitat și la rezervele, nu la banca de rezerve, la rezervele de mai jos. Și am observat că Ioani, jucătorul ăsta tânăr la noi, care l-am luat de la Kindia, a evoluat la 67 overall. 67 overall ca și Piscitelli. Și am zis, bă, stai un pic, am 267 overall, nu zic că, când m-am uitat la stats-uri, știi, la diving, la reflexe, am vreau să-l laud pe băiatul ăsta, mă. Vreau să zic că, într-adevăr, este un pic mai slab Ioane decât Piscitele la anumite stats-uri, dar au același overall. Și am zis că, bă, știi ce, mai degrabă joc pe băiatul ăsta. Și ce surpriză, jocul îmi dă încă un gol din centrare. Eu nu înțeleg, când m-am jucat Ultimate Team și tot am zis că voi face un live, voi face o serie, dar m-am făcut că nici nu știu ce să fac. Am jucat foarte mult Ultimate Team anul acesta. Am în total, cu meciuri pierdute, câștigate și egaluri, pe la vreo 450 de meciuri, 400 de meciuri am garantat, per total. Și pot să zic că de-abia se dau goluri din centrări, vin career mode, ia hai să încerc și eu, pac, bum, știi? Gen, bă, nu se dau goluri din centrare, am nu zic că asta a fost și o centrare rea, nu zic, nu. Dar, ia stai, oare mi-ese? Ai, aproape, Nistor, aproape. Am șutat din prima. poate puteam să fac un mix stop și să încerc apoi să șutez, dar am zis să șutez din prima, să nu risc. Și n-a fost rău, n-a fost rea ideea, știi, pe colțul alălalt unde nu s-ar aștepta portarul, numai că execuția a fost, na, grăbit. Bun, asta este, trebuie să dăm gol, trebuie să dăm gol repede, să ne revenim în acest șoc, au deschis ăștia scorul. Craiova oricum este echipă nesuperoară nouă, trebuie să recunoaștem, suntem o echipă, vorba aia, road to glory, ne reconstruim, așa, pas cu pas. Suntem o echipă, putem să-i batem, dar mai greu, totuși suntem pe legendare, totuși este greu, știi. Știu că va fi greu să înțeleagă mulți ăștia experți fotbaliști de pe YouTube, în sensul în care când câștigi aproape toate meciurile, când joci, de exemplu, echipe mai ales mari, câștigi toate meciurile, bă, e plictisitor, de ce joci, de tot timpul câștigi, hai că iară câștigi, ce surpriză, hai bă, tu Barcelona, bă, ce rost mai are. Dar când faci un road to glory, și pe bune, un road to glory, te aștept să pierzi și pierzi, și mie unul mi se pare mult mai realist, mult mai fain, știi, să fie Dinamo cum e acum, cum ar fi fost acum ca Dinamo să fie pe locul 1 în campionat. Hai să fim serioși, locul 1, nu cred. Am luat echipa cum o vezi în realitate, știi? Eu zic că este un plus, că uite că reușim și ne ținem de asta, de play-off, nu de play-out, cu schimbările mici care le-am făcut eu la echipă. Și după care, știi, mai volezi, mai pierzi cu FCSB, mai pierzi, de fapt, cu FCSB cum ne-am pierdut. Am pierdut cu Viitorul non-stop și am făcut un egal, mai știu, cu Craiova, odată cu CFR. Și acum, din nou, craiovenii au deschis scorul. Sper numai să-mi revin și să-i bat pe craioveni. N-ar fi rău o victorie, mai ales după eșecul cu Viitorul. Dar, da, hai băieți, să recuperăm mingea Gabriel foarte bine. Aoleu, ce repede o recuperat o Ioniță.
Băi, sin, fain, faină foarfecă, numai că n-ai dat-o la cine trebuie. Da, mă! Sau? Nu. Ha. Am stat două secunde, mi-a fost frică că a fost offside sau ceva, știi, am avut așa un feeling, parcă și arbitrul, știi, bă, nu se schimbă nici pe tabele, ce se întâmplă? Da, o fază alandala această plată aici, a dat ștat acolo Nistor. Și uite aici, Burke, bizonul ne salvează, egalăm și un egal nu e rău. Puțin mi-a fost mai frică că nu va reuși să șuteze, știi cum este acel delay, că apes pe șut și vreo două secunde, ai zice că nu-i mult, dar în joc se simt, știi? Până șutează și după aceea vine ăla și îți dă tackle și îți fură mingea. Ca noroc că n-a fost acum cazul, egalăm pe Craioveni, foarte bine, bravo Burke. Băi, cum este acest jucător, că mă așteptam la mai mult să dea mai multe goluri Montini ca el, să fiu zice, adică hai că l-am luat pe ăsta, mi se pare ca bizon, era mișto așa cu fizică, cu nu știu ce. Dar nu degeaba pe site-ul unde l-am căutat eu, ăsta am mis jucători cotați cu Beast Rating. Deci nu contează că are pace, că n-are pace, că are fizică, că n-are fizică, că are defense, n-are, mă rog, nu contează așa mult stats-urile, contează, e o chestie de Beast Rating. Este, de exemplu, ca și jucătorul din Ultimate Team, care dacă n-ai bani și vrei o echipă de, să zic, la Liga, trebuie neapărat să-l iei pe Morales, bărbosul, știți voi, pe bărbosul. Bă, costă, cred că, un K, dacă nu 600 de coins, cred că foarte ieftin. Precis, deja știți pe Morales, cei care a jucat FIFA 20. Știi? Sau, de exemplu, era, mă rog, este acum Militao. Acum e ieftin, într-adevăr, la început de FIFA era scump ca naiba. Dar ieftin, un jucător cu overall mic care pur și simplu te uimește cât de bun este el pe teren. Mă gândim, păi, uite, trebuie să scoatem pe omul nostru că e cam obosit. Voi face așa Mărgelac, Nistor așa, îl punem pe Neicuțescu acolo sau poate pe Montini și mai degrabă pe Neicuțescu în atac, că are mai mult pace, stamina și așa mai fresh. Bun. Ăla-i, facem și schimbări, după care trebuie să scoatem pe Burke. Na, cum ziceam, și nu contează așa mult stats-urile, poate fi silver, poate fi bronz, dar parcă pe teren când joci cu el e ceva wow. Cum s-a întâmplat de foarte mult cu Emenike, cu Dumbia, cu Ibarbo și așa mai departe, știi? Ăia aveau beast rating, așa mai face jocul câteodată. Asta dau niște bestii, pur și simplu niște jucători care în joc ți se par uimitori, care poate era nus, care poate când te uiți peste cartonașul lor sau așa mai departe, ți se pare că bă, nu-i cine știe ce, dar de fapt e wow, știi? Sunt mulți de astfel de jucători, de exemplu și Vidal, ai zice că și-a bătut un pic joc cei de la EA Sports că i-au dat un pace așa de mic. Dar, hei, e chiar forță, e chiar forță. Poate că nu e un exemplu chiar absolut perfect, dar Morales este unul dintre acele exemple de jucători absolut wow. Și vorbind de wow, uite cum a trecut timpul. chiar acum am dat așa un ochi sus să văd cât timp mai este, oare mai reușesc să mai dau un gol. Și aproape că e gata meciul, pui mei, nu cred că mai reușim. Sau, na, ce când dau acolo, a reușit să intercepteze Ioniță, pasează în spate Mihail acolo, uite ce repede, bărbuț. Nici eu nu m-am grăbit să-l atac cu un apărător, că am zis că poate mai rău fac. Bun, flare final. Nu, a fost offside, cred că acum va fi flare final, mă șutez. Nu? Nu este flare final, sunt 2 minute. Ce pui mi-a arătat acolo plus 2, dar 4 minute, aproape 5 extra. Și s-a terminat egal meciul cu Craiova, zic eu un scor, dacă iau să mă gândesc că suntem Dinamo, unde am luat-o, cum, e un scor corect, mi-aș fi dorit să câștig, dar e un scor corect, Burke practic a fost cel mai bun om al nostru, din nou, el ne salvează. Ei, decât să pierd, da, decât să pierd, în păi mei, sunt fericit și bun egal. Ok, așa. Bun, our offensive așa, foarte bine, mergem înapoi a căsucă, Ioani, bravo oricum, tot așa se evoluezi bro, că ia uite, imediat îl bați, îl distrugi pe Pisciteli și clar, oricum el primește titulatura de amuncolo, el va fi titular, aproximativ meci de meci,
Chiar dacă a greșit un picuț aici la Craiova, se mai întâmplă, nu suntem răi, foarte bine, bro, nu-i stres, nu-i stres, ia uite, foarte bine că mi-au tânat băieții scout, ca între videouri, m-am uitat și eu peste scoutări, n-am văzut să mi-arete jucător așa ca lumea, unul a venit și mi-a zis că, bă, am terminat. Cum adică ai terminat? N-am găsit nimic ceea ce mi-ai spus tu. Cum n-ai găsit, mă, într-un campionat jucător la care se expire contractele? Și apoi știi cum am făcut. Am intrat eu, am zis eu, campionatul Spaniei. Pac, am intrat la echipa aia, am intrat la echipa aia, așa, 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 și tot am căutat să văd, bă, oare nu găsesc eu anumit jucător care, să zic, că ar vrea, ar putea să vină la Dinamo, și câțiva am găsit și am zis, hai să dăm scout, să vedem ce salarii au, că aici e nașpa, știi că nu știți de salariu. Dar am găsit și cred că așa voi mai face și după acest video, voi mai sta vreo 10-20 de minute alandala, numai să mai caut la scout. Bun. Hey Gaffer, așa, almost letting me, ok, așa, iar influencer player, may not be the first in see, but I should be getting, ia, uite că acum am și zice Ioani că de ce nu joacă mai mult, știi, stai liniștit Ioani, de acum încolo titular ești, 100% titular. Bun, și meci cu CFR-ul, wow, păi da, parcă de-abia am meciuri ușoare cu Clinchin, cu Gaz, nu știu ce. Deja din video în video numai meciuri grele. Nu zic, e fain, dar na, mi-ar trebui și câteva meciuri de alea mai ușoare să mai strâng puncte, știi? Ah, hai să vedem cifre tot cred că pe, da, pe primul loc e, nu? Aha, 42 de puncte, wow, forță cifre. Cine e golgheter la cifre? Deac și Țucudean, 8 goluri fiecare, wow. Flăner cum a Zoua, 10 goluri, Bărbuți, 11, Budescu, 13, Ivan și Cristea. Wow. Shit. Deci chiar îs curios la final când vom face statistici evoluări, pe lângă cât de bine ai luat fel ca jucător de la Dinamo și desigur când vom mai vorbi pe cine vindem, cine mai păstrăm. Sunt chiar curios cine ar să fie top golgheturi, top asisturi și mă gândesc că poate nici n-ar fi rău să încerc să fac tactica Gigi Becalei de pe vremuri. Să zic, ia uite, Zoua, frate, e în formă, a dat 10 goluri, poate e golgheter. Ce-ar fi să luăm la Dinamo? Știi? Bă, poate e și ieftin. Bă, și-l aduc la Dinamo, ca golgheter. Și ia uite, poate Muntini, care mi s-a părut și speram să fie bombă, poate nu dă așa multe goluri, poate îl vindem că prindem un preț bun pe Muntini. Și, țac, pac, uite, ne trezim cu Zoua sau cine știe, nu zic neapărat el, poate, uite, luăm pe Budescu, poate luăm pe ăla sau pe ăla sau pe ăla, vedem noi. Ok, hai, foarte bine, Montini! Parcă m-a auzit că ziceam de el că s-ar putea să plece. Îmi place celebrarea asta ca prumbel, așa cum dă din cap. Și ia uite aici, o execuție superbă, gol de către Montini. Cum ar fi, frate? Noi, cei care am fost spulberați de Viitorul, dar am bătut FCSB-ul, marele derby, după care am făcut un egal cu Craiova și să bătem CFR-ul. Pur și simplu, Viitorul este acea nucă care numai n-au reușit să o spargă. Viitorul e echipa care are acum niște jucători care joacă mult prea bine, cum este acel Zoua, cum este Gania, care mai mult ca sigur va mai și evolua. Da, de la Viitorul trebuie să facem câteva transferuri. trebuie să mai tragem jos echipa aia, știi cum zic, dacă nu putem să-i batem, să-i cumpărăm. Oh, Doamne, numai că n-avem bani, mai rău. Oh, uite-l și pe Bizonu, venit de nicăieri, parcă a jucat un fel de 1-2 cu portarul, cu Arlauskis. Și tatăl el n-a prins-o în mâini, după care a venit înapoi la Bizonu și gol. Simplu, nu știu ce cu meciul ăsta, dar uite, 2-0. Revedem din nou faza, uite ce pasă fain acolo, pac, și dintr-o dată, pac. Eu cred că știu care e problema, fix asta am și făcut eu la CFR Cluj. CFR Cluj e o echipă faină, mijloc, atac, doar că în apărare nu prea îmi place. Într-adevăr e Kevin Boli, parcă împrumutat, sau nu știu, acum în joc e făcut ca și transfer, nici eu nu mai știu. Cred că când am jucat eu și am zis că n-am avut update-uri la zi,
Kevin Boli era împrumutat, deci nu era gen transferat la echipă și mă știți pe mine, de obicei dau înapoi toți jucători împrumutați, nu vreau să evoluez jucători ai alte echipe, prefer să evoluez pe a mei și am rămas numai cu, da, ăștia la alții, care, da, ce să și zici, ia uite că mi iese fantastic, 3-0 minutul 21, wow! Asta e celebrarea care îmi exprimă momentan momentul, gen nu cred și leșină, gen Doamne, 3-0 mă, împotriva campioanei, împotriva celor de la CFR Cluj, fantastic golul, fantastic, bravo Montini, dublă pentru acest atacant, acest italian, overo, incredibil, incredibil, ble, când mă gândesc că am fost dinamitat de viitorul. Uite ce fac aici, uite ce fac aici. Cred că sunt în formă, sunt în formă. Precis. Fabrini! Nu, deja e dubios. Deja e dubios. Mi-au dat ăștia de la eSports scriptul sau ceva. Nu știu ce se întâmplă. Dar golul Fabrini... Wow. Pe lângă că mă bucur foarte mult. Că practic este, cum v-a zis, ultimul cui din sticliu. Deja e gata, meciul ăsta e câștigat. Dar e și dubios că parcă nici nu mi s-a părut așa, wow, șutul. Și totuși Arlauschi parcă nu există în poarta CFR-ului, nu ca și comenta, hei, câștigăm. Dar, ia uite, ia uite, damn, damn, bro, Fabrini încă un gol. Adică, mă rog, primul gol, încă un gol pentru Dinamo. Nu știu să hulesc oare pe Arlauschi sau apărarea celor de la CFR, dar, wow, ce mă, cel de vine... Oare reușim manita, cele 5 goluri, hai să vedem aici, să dedicăm mânuțele în aer, să vedem 5 boabe manita. Hai, cât de mișto ar fi. Hai, 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 ca ăsta e obiectiv. Hai, hai veți, hai veți, hai Burke, Montini, repede bro, mai repede, trebuia să pasezi. Așa, bu... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, Montini? Oh, fucking hell. Bun, Vinicius. Uite așa, Boli acolo. Cum pasează ăștia în apărare. Li frică, mă, li frică la cei de la CFR. Că vine maneta, vin cele 5 goluri. Cele 5, deci mânuța în aer. Hai, maneta. Stă vedem aici. Hai, 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 5 goluri. Umilință totală. Oh, mai șterge și Țucudea puțin din rușine. Dă și el un gol aici, a dat și Țucudean un gol, cred că echipa mea a fost așa de relaxată că nu se mai aștepta să dea CFR gol. Ia uite-l aici pe Țucudean, incredibil ce jucător, de-abia aștept și sper să revină și în realitate la CFR, avem nevoie de el, ne lipsește, e un jucător care sper să mai să aibă același nivel, că totuși când un jucător ia o pauză așa de lungă cum a luat Țucudean și deja un puțin începi să te gândești, oare mai e la fel de bun, oare știi cum e, mai e în formă, mai știe, mai ce, mai cum, dar totuși să-i urăm de bine lui Țucudean și să sperăm că va reveni în forță la CFR în Real. Da, acum încă caut al cincilea gol, dar CFR-ul parcă a apăsat puțin mai tare pe accelerație față de prima parte a meciului. Ia uite ce se întâmplă aici, bambriș de ăla dubios, nu! Ioani, bravo, bro, bravo. Ba, acum mă uit peste ce mi-arată aici mai jos jocul. Nu știu dacă așa a fost și de la început, dar cred că am găsit, de fapt, problema CFR-ului și de ce au primit 4 goluri, aproape 5, uite când mă nu reușesc să dau al 5-lea gol. Am văzut formația CFR-ului, ia uitați, dacă uitați acum pe diagrama de jos, sau mă rog, dacă ați fost pe fază, CFR-ul folosește o formație cu 3 fundași, mă rog, mai înainte, acum ia uite, sunt 4, dar au fost 3 KB, Vinicius, Boli și nu mai știu ce e, și acum dacă vă uitați, au rămas în mare parte 3 aici în apărare. Și eu zic că asta a fost ceea ce iau îngropat, wow, leu, cum ai dat așa mistor! Nu, bro! Șansa să dai al 5-lea gol. Cum a șutat un halul ăla, mă? Ia, vedeți și acum ea. 3. Sunt 3 aici în apărare. Ha. Foarte curios. Nu știu ce a trecut pe la Dan Petrescu prin cap ca să... A precis Dan Petrescu a zis, hai bă, că Dinamo e echipă slabă, știi?
putem mere full atac și să-i facem pe ăștia așa de râs, vorba aia, știi? Și ai, full atac, full ofensiv, între timp eu mai șmecher, m-am prins de fază, 4 boabe. Aproape de 5, n-am reușit, 5 n-am reușit maneta, am cer scuze, îmi pare rău, atât de aproape, dar, na, nu știu, s-au obosit și jucătorii și totul a fost așa mai... Da, mă rog, asta este și cu Dinamo, am observat de cea timp, că prin minutul 70, să zic, deja se cam termină povestea, să zic așa. Mulți sunt obosiți, banca de rezerve, încă n-am unul de pe banca de rezerve care să zic, uite, îl pun amul pe tren, știi, și el să facă așa ca o nebunie, ca o vrajă pe tren să dea gol, știi, acel super sub. Nu zic, Necuțescu, nu-i rău, dar nu-i acel om care să și vină cu golul, să și rupă poarta cum îl pui pe tren, știi? Dar nu-i stres, pe rând le vom face pe toate. Bun, foarte bine mi-a evoluat în rest jucătorii, ăla e Grigore, a, da, să-l pun pe Ciobotariu înapoi, el a fost accidentat, o să-l punem înapoi și cred că acum din nou am să mă mai uit puțin peste ăsta scout și să văd dacă mai găsesc ce jucător liber de contract. L-am vândut, mă rog, ne-am înțeles cu echipa Altavon, așa? Pentru 420.000 de euro, clubul îmi va da 275.000 de euro, că e un club zgârcit. Și da, și asta este, oricum bine că am mai vândut cea jucător, o să mai vedem, o să mai pun oricum jucător de vânzare. Și da, hai că mă pun pe training, sunt foarte, foarte curios ce meciuri vor mai urma, nu cred că mai e mult, nu? Ce e noiembrie, cu Clinceni, cred că îl simulez, așa, bun, cu Sepsia, uite, deja o să fie perioada de transfer aici, sunt meciul alea ușoare care de mult timp le așteptam cu Chindea, cu Sepsi, cu Botoșan, cu Hărmaștad, Poliaș, care totuși Poliaș nu e echipă chiar, pe locul 6, chiar și Sepsi, pe locul 7, da, trebuie văzut. Oricum, vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod. Ne auzim pe data viitoare. Haideți că mă pun să caut scout. Numai bine, pa, pa!